Domnule Valerian, de bune fericiri și neașteptat pentru echipa noastră, înfrângere cu Olimpia București. Da, ținând cont de faptul că este prima zi a turneului, întotdeauna echipa gazdă jucând în fața propriilor suporteri, sală nouă unde noi nu prea ne-am antrenat, plus emoțiile debutului, a făcut ca să ratăm foarte, foarte mult. Am întâlnit o echipă care a marcat peste 80% procentaj de la două puncte. Turneul se joacă. Eu mai departe merg pe ceea ce am zis că vom juca finala mare, pentru că sunt multe meciuri și se poate face roată în trei. Trebuie să fim optimiști, să încurajăm jucătoarele și exact cum astăzi publicul a fost extraordinar, mi-aș dori la fel ca și zilele următoare să vină la sală. Până la finala mare, în confrângere, ar însemna eliminare. Da, da, nu mai avem voie să facem niciun pas greșit. Jucăm cu Deju și cu Gheorgheni, două echipe arțăgoase, două echipe destul de bune, însă trebuie să ne punem în valoare talia pe care o avem și jocul agresiv pe care trebuie să-l practicăm. Încă mai credeți în șansele echipei? Normal, normal. Echipa, v-am spus de acum trei zile, când am venit la dumneavoastră la emisiune, cred în ea și sunt convins că vor juca finala mare, pentru că trebuie să-și dea drumul la joc. Întotdeauna prima zi este foarte, foarte grea ca echipă gazdă. Olimpia nu avea nimic de pierdut, au venit relaxate și le-a ieșit jocul foarte, foarte bine. Trebuie să-i felicităm. Așa e în sport, însă sunt convins că vom câștiga celelalte două meciuri.